Mahatma Gandhi spunea că nu există cale pentru pace. Pacea este calea. Am activat două mandate, unul în calitate de observator militar, iar celălalt ca ofițer stat major, pentru un an fiecare. De o perioadă îndelungată de timp, țara este într-un conflict intern, ceea ce face ca populația locală să fie sub diferite presiuni, atât de securitate, cât și lipsa accesului la o calitate mai bună a vieții. Este medalia de la secretarul, reprezentantul special al secretarului general ONU, clasa 4. Acolo aveți un tablou din aripi de fluturi. Ori de câte ori plecam în patrulări sau aveam interacțiune cu autoritățile locale, încercam să înțelegem necesitățile acestora referitor la riscurile de securitate, precum și care sunt cerințele lor pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții. Și aici mă refer atât la aspectele medicale, cât și la accesul la alimentație, la studii. O provocare majoră pentru misiune este și accesibilitatea pe căile de deplasare. Și aici mă refer la minarea drumurilor. Incidentele s-au dau cu schilodirea personalului, chiar și decesul acestora. N-a fost cea mai ușoară perioadă din cariera mea, dat fiind faptul că presupune provocări specifice pentru participarea misiunii, dar având suportul familiei, ori de câte ori a fost necesar, precum și a colegilor, am îndeplinit cu succes sarcinile încredințate. Familia mi-a fost alături, m-a sprijinit. Serviciul militar l-a îndeplinit tatăl meu, precum și predecesorii lui. Iar educația în familie m-a convins că este o vocație pentru mine, o chemare de a deveni militar. Muhammad Ali spunea că campionii nu se nasc în sălile de sport, dar au ceva implantat în interior care germinează și fac acești campioni. Iar eu am hotărât că a fi militar este vocația mea, este profesia nobilă cu care mă mândresc.